Dacă ne referim la licitația de transport public județean, aceasta este în curs de desfășurare, ea a fost ridicată pe SEAP, suntem în zona depunerilor de clarificări. Termenul licitației inițial era 30 mai de depunere, probabil se va prelungi cu cel puțin o săptămână, ținând cont de nivelul clarificărilor, de numărul lor. Dacă discutăm de adimobilitate, adimobilitate a fost aprobat de către instanță luna trecută. El este funcțional și Consiliul Director se va întâlni mâine. Se dorește cât mai repede, să spunem, să dețină un director și un aparat de lucru care să meargă mult mai rapid pentru atragerea fondurilor pentru cele 35 de autobuze electrice necesare pentru a fi aduse în județul Prahova. Acum, dacă discutăm de partea de din nou de transport public județean, TCE-ul poate participa la această licitație fără probleme, dacă îndeplinește un anumit criteriu. Și criteriul este foarte simplu. Primăria Ploiești trebuie să dea o scrisoare de garanție către TCE pentru ca TCE-ul să poată să participe la licitație cu autovehicule. Acum, ținând cont de datoriile avute de către Primăria Ploiești la TCE și TCE-ul către ANAF. Deci ei, la acest moment, doar printr-o scrisoare de garanție a primăriei pot să-și achiziționeze autobuzele respective. În cazul în care TCE nu va participa la licitație, va exista un alt operator pentru Ploiești? Vom vedea cine se înscrie la această... Nu pentru Ploiești, vorbim de lucruri diferite. Deci Ploieștiul nu intră Ploieștiul intern nu intră în această licitație de transport. Noi vorbim doar pentru cursele externe. Da. Externe. Unde TCE-ul și-a manifestat intenția verbală la un anumit moment că vor să participe la această licitație, dar fără să dețină această scrisoare de garanție pentru a achiziționa autovehicule necesare grupei respective, nu vor putea să facă. Eu rog acum reprezentanții primăriei să gândească foarte bine, ținând cont că TCE-ul la acest moment este într-o situație financiară foarte grea, mai ales în urma adoptării ordonanței de urgență prin care nu se mai poate reeșalona datoria către ANAF. Eu, din punctul meu de vedere, văd această soluție a participării la licitație o soluție de a aduce venituri în conturile TCE suplimentare. Acum, dacă nu vor să participe, este decizia AGA, decizia Consiliului de Administrație și a conducerii TCE. Dar, din punctul meu de vedere, așa cum au spus că vor să participe, eu le doresc să ajungă să poată să participe la licitație.